Salut! Acum am ieșit la antrenament. Gata și primul interval. 5 minute. O medie de vreo 35 cu MTB-ul pe șosea, fără SPD, la una din ultimele competiții mi-am pierdut o pedală și acum am mai rămas doar cu un set, care sunt pe bicicleta de ciclocross, astfel că trebuie să mă descurc în Adidas pe pedale din astea. E foarte neplăcut să pedalezi fără SPD-uri după ce te-ai obișnuit cu ele. Adică vezi toate avantajele SPD-urilor când nu le folosești. Practic obosești mai repede fără SPD-uri. Cu SPD-uri toată mișcarea este mai eficientă, consumul de energie și toate astea. Un lucru interesant legat de intervalele astea este că trebuie să-ți alegi un ritm pe care poți să-l menții pe tot parcursul celor 5 minute. Pentru că nu poți să pleci mai tare în primul minut. Tendința e să tragi tare, wow, e interval, e sprint, însă trebuie să alegi un ritm care să îți permită să susții efortul ăla timp de 5 minute. Un minut pauză fac între intervale și urmează al doilea. Ne vedem curând! Am terminat și a treia serie de intervale. Mai urmează încă două. Toată disciplina asta cu ciclocrossul a apărut la mine destul de spontan. Adică după concursul de la Reșița, Metal Enduro, pentru mine sezonul era terminat deja. Mă gândeam la pauză, ceea ce am și făcut. Două săptămâni n-am mai prea pedalat. Și după aia, încet, încet, a apărut ideea de ciclocross. Am scris un articol pe seama asta, noua disciplină în România care face furori. Mulți mi-au zis că nu e nouă. Bineînțeles că nu e nouă. E nouă în mod oficial la noi. Nu știu dacă a mai fost o cupă națională de ciclocross până acum. Minutul meu de pauză se apropie de final, așa că voi continua următoarele două serii de intervale. Și acum? Atacul. Am încheiat cele 5 intervale. Mai am doar 3% baterie la aparat, deci nu ne mai vedem prea mult. Până acum am 1 oră și 2 minute. Pulsul nu știu cât e, că după ce m-am îmbrăcat mi-am dat seama că am uitat să-mi iau centura de puls. La intervalele lungi cel mai important e să găsești ritmul cu care poți să mergi 5 minute, iar eu mi-am dat seama care e acela pentru mine. Nu mai pierdem timpul cu vorba, ne vedem în ziua următoare. Mersi că ești aproape. Salut! Ciorbă, sarmale, pui fript și cogoși.